Persoane au fost disponibilizate de la complexul energetic Oltenia pentru eficientizarea activității. Angajații rămași sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de salarii și amenință cu posibile proteste pentru a atrage atenția asupra situației. Liderul sindical Dan Pârvulescu a acuzat autoritățile din domeniu că nu fac nimic pentru a rezolva problemele complexului. Din păcate se vorbește, nu se face nimic. Nu se poate ca puterea din România să nu facă nimic pentru CEO. Ce aș place să avem răbdare, să avem grijă de companie. Salariații au avut grijă de companie, din păcate cei care o conduc n-au avut grijă de ea. În ultimul timp se discută de problemele de legislație mai mult decât de proie salariaților. Problema aceasta de legislație. Luna viitoare la instanța supremă. Procurorii DNA susțintă între anii 2010-2012 Gabriel Berc ar fi cerut peste 180.000 de euro în schimbul intervenției pe lângă membrii ai guvernului din acea perioadă pentru decontarea unor lucrări publice de aproape 6 milioane de lei.